Domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Capital TV. Încă o săptămână, se duce încă o săptămână în care ne dăm seama că suntem aruncați într-un haos pe care nu-l înțelegem. Încă o săptămână în care ne-am dat seama că oamenii politici pe care ne-am bazat încrederea sau în care toți am sperat în loc să ne scoate la liman, ne aruncă în acest haos și nu ne dă nicio șansă să ne revenim. Se promite, se minte, se dezminte, o săptămână de haos numit săptămâna asta săptămâna Revoluției Fiscale, o revoluție pe care să știți că deși aș putea spune ceva experiență ca jurnalist, am înțeles-o greu. A trebuit să citesc foarte mult, să întreb, să fac pe prostul ca să înțeleg ce se întâmplă. Se întâmplă lucruri pe care n-aș vrea să le comentăm, că sunt convins că le auziți în fiecare seară din diferite tabere, iar concluzia rămâne tot haosul în care suntem aruncați. Trecem la subiectele noastre, subiecte locale, subiecte pe care spun eu de interes local, de ce nu și de interes național. Este a treia săptămână când încercăm să deslușim o problemă. Nu neapărat o problemă a noastră ca jurnaliști, nu neapărat o problemă a celor implicați în subiectul respectiv. Dar aici, la Capital TV, am fost acuzați că lovim în ceva ce funcționează. Ideea noastră nu a fost să lovim în cineva sau în ceva, ideea noastră a fost să tragem puțin de mânecă nu neapărat o persoană, ci un sistem. Faptul că sistemul în care trăim și modul în care se fac lucrurile în România câteodată duc spre dezastru. Am încercat să concluzionăm și să tragem un semnal de alarmă că ceea ce se poate întâmpla la Cuprumin, pentru că despre Cuprumin este vorba, ar putea fi un dezastru. O nerespectare a unei clauze dintr-un anumit contract ar putea duce Cupruminul în jos. Într-adevăr, Cupruminul în momentul acesta este singura companie de stat care funcționează, care nu are datorii, care nu are credite luate, care nu are, alte datorii sau alte probleme în a funcționa și în a scoate producție la capacitatea la care se scoate. În emisiunile trecute discutam despre nerespectarea unor clauze dintr-un contract de vânzare a minereului de cupru, care, nerespectat fiind, compania minieră de la Abrud nu și-a luat acea parte de siguranță și nu și-a primit sau nu s-a asigurat de bunăvoința sau nu s-a asigurat de o eventuală răzgândire, să-i spunem așa, mai pe înțelesul telespectatorilor, a partenerului de afaceri. Am considerat că s-a făcut un favor acelei companii din China, despre care am tot bătut șaua în emisiunile trecute. Am considerat că reprezentanții Cuprumin și conducerea Cuprumin a făcut un favor acelei societăți, pe care în primul rând a scutit-o de plata 5 milioane de dolari, care erau o siguranță, o marjă de siguranță a companiei și totodată a statului român. Pentru discuția din această seară am alături de mine doi distinși domni din partea companiei Cuprumin. Aș vrea să încep cu domnul director de producție, Eugen Schwalz.
și domnul Cristian Albu, consilierul personal al directorului general. Bună seara și în primul rând vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm în această seară acest subiect care, eu zic că a stârnit interes, v-am spus, din anumite perspective. Acum, am discutat, haideți să le luăm pe rând. Nu acuzațiile, v-am explicat, noi nu suntem aici să acuzăm, nu facem acuzații, asta e problema altora, ei se ocupă de acuzații. Doar prin discuțiile pe care le-am deschis, să zicem că se simte lezată conducerea cu Plumin. Deci, eu am afirmat faptul că dumneavoastră, ca și conducere, ați favorizat acea companie cu bună intenție. De ce? Odată, prin scutirea aceasta de care am pomenit de 5 miliarde de dolari, 5 milioane, îmi cer scuze, de dolari, printr-o lipsă de documentație pe care reprezentanții acelei companii nu aveau, deci practic și eu puteam să vin acolo să spun că reprezint acea companie, într-adevăr nu aveam... nu aveam statutul unui chinez și... dar puteam, pentru că nu mi-aș cerut nimic ca să dovedesc, să dovedesc acest lucru. Și mai sunt și altele, dar aș vrea să ne oprim la astea două. Este corect faptul că reprezentantul Merlion Resources din România, mă refer, Chen Qingyang, nu-i rețin numele, v-a adus la o lună de zile un document care să ateste faptul că el este reprezentantul legal al acestei companii. Dacă tot am deschis subiectul ăsta, vă rog. Deci, pentru început, aș vrea numai, pentru acuratețea discuției, să fac două mici corecturi. Unu, vă rog. Produsul pe care noi îl vindem, concentrat, să spunem, de cupru. Da? Este concentrat un minereu, a spus minereu. Îmi cer scuze. Așa, nu, e nicio problemă, dar telespectatorii trebuie să înțeleagă foarte exact. Da. Și al doilea, sigur, trebuie să spunem apăsat că este vorba de 5 milioane de dolari. 5 miliarde. Ok. Și acum rog pe colegul din rațiuni juridice. Au fost juridice. Două greșeli care le-am imediat le-am rectificat. Din rațiuni juridice să comenteze întrebarea. Domnul Cristian Albu, eu vreau să, au fost sau nu a fost actele depuse la dosar în momentul în care trebuia să se deschidă plicul? În primul rând vreau să vă spun bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc pentru invitația făcută. În urma emisiunii de acum două săptămâni trebuia să venim și noi să ne prezentăm punctul de vedere. Eu nu zic că au fost acuze aduse conducerii și companiei cu Plumin, dar au fost niște lucruri spuse nu așa cum ar fi trebuit să fie spuse și să fie explicate. Noi răspundem în modul dumneavoastră. Datoria dumneavoastră este să veniți să ne, să veniți să ne spune punctul să ne spune punctul de vedere până la urmă și să arătăm telespectatorilor noștri cum s-au întâmplat lucrurile și cum se întâmplă lucrurile la cu Plumin. În cursul acestui an a încetat contractul de vânzare-cumpărare a concentratului de cupru cu fosta companie. Conducerea cu Plumin a luat decizia, prin organele sale de conducere, și aici mă refer la Consiliul de Administrație, de a proceda la o nouă licitație, la o licitație internațională, o licitație care în acest an să fie desfășurată în alte condiții față de anii trecuți. Ce înseamnă alte condiții? Și asta pentru a maximiza profitul cu Plumin. Mă refer la alte condiții, în sensul că s-a hotărât să se contracteze pe 2 ani de zile și asta din rațiuni, din rațiuni de business pentru a atrage și alte companii, nu numai cele abonate, așa cum se spunea până acum, la vânzarea concentratului de cupru, produsul pe care cu Plumin îl vinde. La mijlocul anului, în urma anunțului publicat de către noi, s-au prezentat și au cumpărat caietul de sarcini și documentația 5 companii. 4 dintre ele sunt internaționale, una românească și aici mă refer la compania care, singura companie care a cumpărat până în prezent concentratul de cupru de la Cuprumin.
În urma licitației, licitația a fost organizată în baza unei documentații aprobate de către Consiliul de Administrație, v-am spus, organul de conducere al CUP Lumin. Noi considerăm că au fost respectate toate etapele procedurale și în final am obținut o ofertă, cea mai bună ofertă din istoria CUP Luminului, concretizată într-un contract semnat pe 2 ani de zile cu compania care a câștigat licitația. Din punctul ăsta de vedere aveți dreptate. Este cea mai bună ofertă. Este lăudabilă, doar că nu s-au respectat toate procedurile de care dumneavoastră vorbiți. Eu am urmărit emisiunea dumneavoastră. Am deschis subiectul acestei împuterniciri. Uitați, eu o văd, dumneavoastră ați primit-o ca și companie la o lună, la 30 de zile după ce a fost deschis plicul cu licitația. Exact la o lună. E bine că suntem aici. Uitați-o aici, deci nu discutăm după povești. Eu am verificat documentele despre care vorbiți. Și este cum spun? Am văzut și emisiunea de acum două săptămâni. Este așa. Și e bine că suntem aici, de aia și dori să fim aici, ca să aducem precizările. Adică dacă eu veneam la care trebuie firma să fie respectivă, făcute până la urmă și nu-i vorba, nu, dacă îmi permiteți, nu-i vorba de împuternicirea cu care cei care au participat în cadrul licitației au fost depuse. Cel care a semnat contractul. Dumneavoastră aveți acolo o împuternicire de la una etapa, dintre ele, da, sunt una două. Dintre ele, de la etapa a doua a licitației de oferte îmbunătățite. În cadrul între primei timp s-a schimbat reprezentantul companiei. În cadrul primei, deci dacă îmi permite să vă răspund, în cadrul primei etape au fost verificate toate documentele preliminare depuse ca și de către fiecare companie, nu lipsea niciun document. Noi am încheiat ca și comisie. Păi dacă a venit după o lună, domnul. Dacă îmi permiteți, eu o să vă răspund punctual la fiecare acuză care ne-a fost adusă. Avem încheiat un proces verbal în urma desfășurării licitației, a primei etape a licitației. Acel proces verbal a fost semnat de toți participanții la licitație care spune și consemnează până la urmă toate documentele care au fost depuse pentru calificarea participanților. Se vorbește inclusiv despre împuternicirile depuse de către cei care au fost reprezentați în cadrul licitației. Păi, există un duplicat al documentelor, există un plic, noi solicităm la fiecare licitație să avem două plicuri, un plic cu documentul original și un plic cu copii. Plicul cu copii nu se deschide niciodată, el rămâne în cazul în care va fi o contestație sau un organ al statului vrea să vină să vadă dacă există acele documente. Antedatate? Nu există niciun document antedatat, toate documentele prezentate în cadrul licitației sunt consemnate în procesul verbal și ele sunt, se pot verifica. Când s-a deschis ele licitația? Când s-a deschis plicul de licitație? Vă mai aduceți aminte? Eu am aici niște documente. Haideți să clarificăm. Când s-a adus plicul de licitație? Nu pot să fie acuzat că da, eu nu vă partea, respectivă, nimic, eu partea respectivă nu are un document care să-i permită să participe la licitație. Toate documentele, eu v-am spus și o repet, toate documentele depuse în cadrul licitației au fost verificate de către membrii comisiei, ele au îndeplinit condițiile impuse în documentație și în caietul de sarcini, nu a fost nicio problemă sesizată de restul participanților la licitație. Dacă aceste lucruri au fost consemnate. Eu am auzit cum s-a pus problema despre această împuternicire în emisiunea de acum două săptămâni. Cel care vorbea despre asta este avocatul unuia dintre participanții care a fost la licitație. Noi am deschis problema asta înainte să discutăm cu avocatul. Eu am văzut înregistrarea emisiunii și am văzut că acel document a fost adus în discuție de către reprezentantul societății care participa la licitație. Inclusiv dânsii înseamnă că nu au văzut că lipsește. Deci din punctul nostru de vedere și din punct de vedere al celor care au verificat ulterior actele, toate actele depuse se poate și verifica și în cadrul companiei. Când s-a deschis plicul de licitație? În cadrul licitației. Data? Data nu, rețin acum data. Putem să intrăm în documente și vedem exact când a fost prima licitație. Am documentele în față, ne uităm și vă spun fără nicio problemă. Ca să vă spun eu când e datată. Da, știu despre ce e vorba și acea împuternicire este de la a doua etapă a licitației, cea de oferte îmbunătățite, nici de cum. Am văzut, am verificat-o. Eu vă pot aduce și împuternicirea de la deschiderea plicurilor inițiale. Discutați despre ofertele îmbunătățite.
De ce s-au făcut două oferte îmbunătățite? De ce au fost două etape de ofertă îmbunătățită, când la fel în caietul de sarcini se spunea de o singură ofertă îmbunătățită? Pot să vă spun un punct de vedere personal? Vă rog. Având în vedere interesul statului, respectiv a românilor, fiindcă această societate aparține românilor, putea să fie și 10 oferte îmbunătățite până obțineam prețul cel mai bun pentru români. Pot să vă spun că nu e așa? Dumneavoastră trebuia să respectați niște etape, adică dumneavoastră, ca și societate, ați schimbat singuri, fără niciun acord, că nu există un acord al cuiva, dumneavoastră sunteți un executiv. Ați schimbat jocul, ați schimbat regula în timpul jocului. Nu e adevărat aici, dați-mi voie să vă contrazic și nu știu de ce facem teoria chibitului până la urmă. Dar nu facem teoria chibitului. Ca să clarificăm lucrurile de la început. Tocmai am venit clarificăm. E vorba de vânzare până la urmă. Îți vinzi produsul liber pe piață, obținând după și dorind să obții cel mai bun preț. Noi am obținut și am demonstrat cel mai bun preț. Eu nu înțeleg lobby-ul pe care faceți dumneavoastră vis-a-vis de faptul că noi vindem marfa cu 5 lei și nu cu 3 lei. Deci toate argumentele aduse dumneavoastră sunt din punctul meu de vedere pe ideea de sunt a vinde marfa cu 3 lei și nu cu 5 lei. Noi vindem cu 5 lei. Din contră, așa cum am spus și cum spune și domnul director, ați făcut un lucru foarte bun că ați reușit să este cel mai bun contract încheiat de către CUPRUMIN până astăzi. Dar beneficiul va fi în favoarea care? Acționarului unic al CUPRUMIN, adică statul român și până la urmă în beneficiul cetățenilor României. Asta mai rămâne de văzut dacă este în beneficiu sau în detrimentul statului român, pentru că sunt niște probleme. V-am spus, dumneavoastră ați încălcat niște reguli care nu le-am stabilit eu, dumneavoastră le-a stabilit. Deci care tot dumneavoastră le-ați încălcat. Din punctul nostru de vedere, din punct pentru, de vedere într-adevăr, pentru să zicem dumneavoastră că ați fi scos un preț mai bun, aveți garanția că ați făcut cea mai bună afacere? Da, avem garanția. Cum aveți garanția? Pentru că garanția despre care vorbim, avem cei 5 milioane deja, de dolari, cei 5 milioane de dolari s-au virat pe în contul societății. Deci, e altceva. Nici de cum, nici de s-au cum. S-au virat aici, pe marfă. Aici nu sunt confuz. Aici nu lăsați să vă explicăm exact. Direcția greșită. Nu e așa. Vă rog, haideți să explicăm ce e cu 5 milioane de dolari. Ei trebuiau puși într-un cont separat, numiți garanție financiară sau, mă rog, ce denumire vroiați dumneavoastră să-i dați, dar pe cecul de încasare scrie, vă rog să citiți dumneavoastră ce scrie. Plată, deci condițiile concentrate cu. După ce a fost declarată oferta cea mai bună câștigătoare, CUPRUMIN împreună cu compania care a fost legată câștigătoare, au încheiat un contract de vânzare-cumpărare pe 2 ani de zile. Dar unde sunt cei 5 milioane garanția? CUPRUMIN a solicitat ca și garanție virarea unei sume de 5 milioane de dolari în 5 zile, maxim 5 zile de la data semnării contractului. Acești bani au fost virați, sunt în contul CUPRUMIN, urmând ca în aceste momente contractul care să înceapă să deruleze. Bun, care înseamnă acești bani? Nu înseamnă garanția. Acești bani este un avans. Un avans pentru marfă înseamnă mai mult decât de o garanție. Spuneți dumneavoastră. Spune noi și spunem cu argumente lucrul ăsta. Atât timp când îmi dai niște bani în avans să-ți virezi marfa, nu ai ce garanție în plus să soliciți pentru asta. Aici mai încape o precizare. Ei și-au luat marfa și vă pot citi exact articolul pe care l-ați citit trunchiat în acul. După fiecare livrare, care este mult sub suma asta, nu este chiar foarte mult. Contul se realimentează imediat. De exemplu, deci natura asta acum trebuia deja să primiți o a doua tranșă, pentru că au trecut două luni aproape. Ei și-au dus o tură de marfă. Deci ați primit încă 5 milioane de fiecare dolari. Fiecare plecare, se facturează. I-ați primit, domnul director? Ce anume? A doua tranșă de deci, bani. Deci oricând veți solicita, veți vedea că acel 5 milioane este întreg. Fiindcă se realimentează imediat. Deci dumneavoastră, acum, dacă eu scot găsesc tot 5 milioane da. După ce... Și-au luat, ei au adus o a doua tranșă de bani?
au luat marfă de 100 de mii, au pus 100 de mii. Deci ei își plătesc totdeauna marfa luată, banii 5 milioane rămân tot timpul în coș. Dacă îmi dați voi, vă citesc exact articolul, da, pe care acum două săptămâni l-aș citit doar trunchiat. Și așa cum l-aș citit, normal că reiese că sunt niște lucruri ascunse. Nu, lucrurile se întâmplă corect pentru societatea cu Plumin și pentru acționarul majoritar statul exact român. O să vă dau, o să vă dau citire. Nu vă acuzam și vă dau, vă dau citire articolul respectiv. Unde am greșit? Care spune așa, cumpărătorul va vira un avans în sumă de minim 5 milioane de dolari, în paranteză, reprezentând contravaloarea unei cantități de concentrat de cupru livrabile într-o lună, în contul vânzătorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Ceea ce s-a și exact, întâmplat, până aici da. aș fi citit acum două săptămâni. Această sumă va fi utilizată de vânzător pentru plata livrărilor, așa cum sunt specificate în articolul 5. Poate să citim și articolul 5 din prezentul contract. Cantitatea solicitată la livrare nu poate să depășească volumul de concentrat echivalent a sumei depuse ca și avans. Exact. Cumpărătorul va asigura alimentarea contului după fiecare lună în maxim 10 zile, dar nu mai târziu de următoarea livrare. Reîntregirea este condiționată de factura de egalizare. Și o să vă explicăm ce în decurs emisiune și ce înseamnă egalizare. Cunosc fenomenul, deci, dar vă rog. Acel 5 milioane va fi epuizabil peste 2 ani la ultima, înainte de ultima livrare. Atunci se va consuma până la capăt. Până aveți atunci rămâne... convingerea da, clar, că, dar vreau să vă întreb ceva înainte să-mi explicați. Sunt condiții, puțin firma respectivă. Sunt condiții contractuale. Știți unde a ajuns sau unde va ajunge marfa care a plecat acum de la dumneavoastră? Noi vindem marfa la poarta societății. N-am știut nici la contractul trecut unde ajunge marfa. Noi livrăm marfa ca și condiție de livrare ex-works. E o condiție internațională de livrare. În momentul în care iasă pe de la partea unității, riscurile vin în sarcina cumpărătorului, nu ale noastre. Noi ne încasăm banii și problema cumpărătorului ce face cu marfa până la urmă. Așa a fost și în contractele trecute. Dumneavoastră răspundeți avem... de marfă până nu, când ea ajunge la... Nu, nici de cum. Condiția din contract este aceasta, ex-works, proprietatea, cumpărătorul devine proprietar, scrie în contract, este aceeași condiție pe care am păstrat-o de la, și la contractele anterioare. Deci cumpărătorul preia toate riscurile și proprietatea asupra mărfii în momentul în care este ea încălcat. Iese de pe poarta unității, societății. Vă rog să continuați. Nu, asta era... Toată lumea trebuie să fie foarte, foarte... Liniștită, sigur și corectă, foarte liniștită, că această sumă se realimentează complet și oricând va fi verificată, sigur, în intervalul celor 10 zile, suma asta se va regăsi din nou dar întreagă acum, în contul nostru. În momentul acesta. Deci eu tot nu o garanție. Aveți, deci vă pot garanta că nu aveți cei 5 milioane acolo, intacți. Nu-i aveți. Îi avem. Ne întâlnim mâine la... Ne întâlnim la bancă, nu știu să vedeți că banii sunt în cont. Și avansul până la urmă funcționează ca și o garanție. Aici lucrurile trebuie explicate un pic pentru telespectatori, pentru că nu vindem pufuleți, nu vindem nici stixuri, vindem concentratul de cupru. Societatea Cupru Mine este înființată pentru exploatarea zăcământului de la Roșia Puieni. Societatea Cupru Mine produce concentrat de cupru. Concentrat de cupru care nu... poate vândut decât pe o piață specializată. Din păcate, în România nu există niciun dar producător care poate, să preia această marfă și să o prelucreze în România. Dar există un odată cu desfințarea metalurgiei, atât la Zlarna cât și la Baia Mare, România nu mai are posibilitatea să prelucreze concentratul de cupru. Noi, ca și societate, ne încăpățânăm. Deși mulți ar fi vrut să ne vadă închiși astăzi, ne încăpățânăm să funcționăm foarte bine, suntem o societate a statului român cu care statul român se poate mândri. Astăzi venim pe drum, chiar discutam cu domnul director, venim pe drum, am văzut o listă a societăților comerciale din România care sunt datoare la CAS și la CASS. Din păcate, acea listă este în top 10, numai în top 100. Top 100 compusă doar din societăți ale statului. Cupru Mine și este, cum ați spus la început, Cupru Mine nu are este societatea nici statului datorie român. La bugete. Cupru Mine care produce, Cupru Mine are salariați care își încasează salariile la timp. Deci noi ca jurnaliști tragem un semnal de alarmă prin faptul că dumneavoastră nu respectați niște reguli. Eu vă spun cum văd eu treaba. Abuz de funcții, alte și alte
îmbârligături, lobby-uri pentru străini. Nu suntem, adică, convinși că ăștia care vin în general și care au fost înainte, stați un pic. Din păcate, din lobby pentru străini, din păcate, ceea ce vă spuneam eu anterior este faptul și aici ai e o problemă națională până la urmă. Nu avem metalurgie în țară, dar ne avem metalurgie în țară, unde să vând? Să ne întrebăm, demersul dumneavoastră, este până la urmă au favorizat dumneavoastră, vreau să spuneți că știați din prima zi a licitației, vreți să-mi spuneți că știați din prima zi a licitației cine e câștigătorul de l-ați favoriza la maxim ca să obțineți prețul cel mai bun? Dar așa o pot interpreta, pentru că dumneavoastră a zis, păi am obținut prețul cel mai bun. Dar ați făcut niște demersuri ca să obțineți prețul cel mai bun. I-am trimis acasă și i-am adus odată și i-am mai trimis acasă și i-am mai adus odată, cu gânduri mai bune, cu bani mai mulți. Da, dar... asta înseamnă că i-ați dorit pe ei? Asta nu. Știți ce vreau să vă spun aici? Ceea ce nu s-a spus nici acum două săptămâni și ar fi trebuit spus. Deci eu asta înțeleg, și o să vă spun acum. Dumneavoastră ați făcut lobby ca firma asta să câștige. Nu. În cadrul procedurilor noastre, noi am considerat că dacă o să avem oferte îmbunătățite și s-a și dovedit lucrul ăsta, o să obținem un preț mai bun. Și l-am obținut. Bun, dar câte oferte îmbunătățite? Și până la urmă să știți că sunt societăți care au participat la licitație, care și-au dorit și au solicitat în scris să mai avem încă și la prima și am avut și două. Pentru că aici e vorba de competiție și fiecare societate, din punctul nostru de vedere, își permitea să dea un preț mai bun. Deci ei își minimizau profitul, maximizându-ne noi și statul român profitul până la urmă. Asta s-a întâmplat. În concluzie, ceea ce am avut noi în trecut, până acum am cumpărat min, înseamnă că a fost un preț maximizat pentru cel care cumpăra și minimizat pentru cel care vindeau. A fost un preț care v-a scos noi, pe dumneavoastră, ca și companie, dar puteți scoate mai mult. Eu n-am zis că nu ne-a scos din belea, dar hai să vedem fiecare parte cât a câștigat și ce a făcut pentru a câștiga asta. Noi, ca și societate, v-am spus, producem cu 550 de oameni acel concentrat, reușim să ne plătim datoriile la stat, reușim să aducem profit statului român și reușim până la urmă să menținem o activitate într-o zonă care știți bine că suferă de, până la urmă de o activitate economică. E zona Apusenilor, care știm cu toții că se depopulează și... suferă că nu sunt investitori în acea zonă. Nu seama, dacă încerc să spun ceva. Așa că noi ca și companie, oamenilor și detrimentul celorlalți. Noi ca și companie până la urmă așteptăm, nu că așteptăm laude, dar așteptăm să ca cineva să vadă meritele care ne-au adus să fim astăzi o societate a statului român de elită și știu controlez cuvintele, eu pot să spun că suntem o societate de elită a statului român. Eu sunt convins. Și credeți-mă că sunt convins că ați făcut un rezultate. Sărind peste câteva etape și încălcând, hai da să nu spun legi, deși sunt și niște legi, dar încălcând exact regula jocului pe care dumneavoastră o ați făcut-o. Trecem peste subiectul ăsta, să nu spuneți în continuare că fac lobby. Trecem peste el. Dați-mi voie să vă întreb ceva, domnul director. Vă rog. Dumneavoastră, ca și director de companie, ce câștigați dacă obțineți prețurile cele mai bune? Dacă reușiți să aduceți cupruminul la, să zicem, la un profit maxim cu costuri minime. Haideți să ne înțelegem. Noi avem un contract de mandat. Exact. Față de care noi ne-am angajat, hai să spunem la o poveste de succes, dacă vreți. Asta este strategic, înțelegând în spate acestei povești de succes, înțelegând că de la un an la altul, noi vrem să ridicăm această firmă la modul în care fiecare an să-l depășească pe anteriorul. Știți deja, știți de foarte multă lume că anul trecut, da, a fost anul în care Cupromin a obținut producția cea mai mare istorică. Vă spun cu mâna pe inimă. Cu început în urmă cu 2 ani. Ok, dar vă spun cu mâna pe inimă că anul ăsta va fi un an mai bun ca anul trecut.
Deci un al doilea an de vârf. Și anul viitor, primizile și faptul cum am conceput gândirea pentru anul viitor va fi un an mai bun ca anul ăsta. Dacă continuați tot așa, dați-mi voie să vă contrazic. De ce? Lucrurile nu vor fi așa. Pentru că dumneavoastră acum ați folosit... mă rog, acum să nu înțelegeți și aș vrea să vă rog să nu-mi interpretați cuvintele. Faptul că nu folosesc concentrat de minereu, concentrat de cupru în loc okay, de minereu. Ok, nicio problemă. Încet, încet ne obișnim cu terminologia. Domeniu, dar dacă mai continuăm 3 episoade, vă garantez că o să le învăț și pe astea. Dar ideea nu e asta. Dumneavoastră a scos, într-adevăr, un, să zicem, un profit. Îl am pe aici, dacă îl pot, mi l-am notat undeva. Deci ați avut avizat de guvern anul trecut. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră, are cât ați avut avizat? 1.800.000 de tone? A, vorbim în cantități, da? Da. Da, vă spun, deci în 2016 doriți? 2016. În 2016 am avut 2.600.000 de tone de minereu. Ăsta a profit. Scos. Nu. Excavat. Excavat, extras. Da. Extras. Zic profit. Și care, prin prelucrare, a generat 7.700 de tone de cupru. Ăsta este, de fapt, marfa care se comercializează. Am înțeles. Anul, ăsta a fost programul pe care proprietarul, adică statul, ni l-a solicitat. Rezultatele au fost ușor peste program. Am primit și un mesaj. 2.683.000. Domnul Marius Răuca, nu știu cine este, nu știu. Câtă marfă au livrat de la semnare și ce stoc au în prezent? O întrebare am primit-o în direct de la colegii din regie, doar că e pe mesaj. Ok, acum, sunt și niște cifre care nu știu dacă sunt oare ce, oricum, sunt confidențiale. Nu, însă... n-au de ce să fie confidențiale, este un... E necomercial să spui câtă marfă e și ce valorează și... Câtă marfă ați, de ce? Dumneavoastră nu sunteți, sunteți pe mandat, deci nu sunteți un... Dar purtăm responsabilitatea de ceea ce se întâmplă la firma. Contractul, să răspunde, contractul s-a semnat în data de 10-10-2017 și contractul este în derulare astăzi. N-avem încheiat nici măcar o lună de zile. Nu știu exact câtă marfă s-a livrat. O să verificăm și o să vedem câtă marfă. E, cu siguranță, de unde să știu eu astăzi câtă marfă s-a livrat atât timp cât este. Noi suntem în proces de livrare astăzi. Ne ocupăm de direct de livrări. Și mâine se livrează marfă. Săptămâna asta s-a livrat marfă, săptămâna trecută s-a livrat marfă, pentru că e o cantitate mare. Dar și pe fabrică? Eu astăzi aici nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Nici eu nu am cifre de momentul ăsta. Nu am o cifră. Se facturează la sfârșit de lună, se virează banii, după care se întrecește, așa cum v-a spus, suma de 5 milioane, reprezentând până la urmă avansul și garanția pentru acest contract. Bun. Lăsăm cifrele. Din câte am înțeles, eu am o poză aici, nu putem arăta și colegilor, am găsit-o de pe net, dar toată lumea știe. Dumneavoastră, de unde ați scos acel, să-i zic, profit de cantitate, acea cantitate? Să știți că am de ce vă întreb? Să o iau invers, ca să mă înțelegeți. Am discutat cu niște specialiști, deloc de la compania dumneavoastră, pentru că vă spun, nu știu ce ați făcut cu ei, că toți se feresc de noi. Nimenea... Noi nu. Parcă deci ne-ați întrebat pe noi. Mă rog. Păi asta e problema, că eu vreau să am garanția că ceea ce spuneți dumneavoastră mă pot baza și vă garantez că dacă pot să mă bazez pe ceea ce spuneți dumneavoastră, să apelez direct la dumneavoastră. Dar sunt nevoit să umblu în lung și în lat prin țară ca să aflu cum... Nu, dar întâi ne întrebați pe noi și cum puteți verifica cum și ar trebui parte, să facem o producție. Avem un telefon scurt, nu are legătură cu subiectul pe care îl discutăm noi în această seară, dar are legătură cu mineritul. De ce? De ce am apelat la domnia sa? Este vorba de domnul Miron Cosma, este prin telefon cu noi. Dânsul
știe din experiență, din ce a învățat de la viață, din minerit, de ce are nevoie mineritul în România. Bună seara, domnule Cosma, oare ne auziți? Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și la modul cu totul și cu totul special moților din țara moților. Domnule Miron Cosma, de ce e nevoie în România ca mineritul să meargă cum trebuie? De ce avem nevoie? Am să fiu puțin mai patetic, ca să spun așa. La noi există o organizare dezorganizată în ceea ce privește mineritul, la modul special, ca să nu spun că mă văd obligat să plec în timp, undeva până la 1848, că spuneau la un moment dat, la momentul acela, revoluționarii vremii, că muncii noștri au o poartă, noi ceșim din poartă în poartă. Vreau să vă spun că nu a existat niciun fel de logică și pare rău că sunt puțin subiectiv, dar până în anul 1996, când eu conduceam frâiele mineritului din România, lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel. Adică exista o strategie reală, exista un mod de exploatare care ținea până la urmă de siguranța națională, pentru că resursele naturale fac parte din strategia unei țări care într-adevăr se vrea democratică, care se vrea europeană, care se vrea o țară cu oameni politici cu minte și care vrea într-adevăr binele poporului. Dar din păcate, vreau să vă spun un lucru. Cum vă explicați că nu de mult, și am să dau date statistice și informații, tocmai pe ideea că probabil nu știți, eu în anul 2007, în ultimul an de închisoare, Națiunile Unite, prin rezoluția 2486, m-au declarat liderul de sindicat numărul 1 din lume. Asta e, cred eu că este onoare, chiar pentru țara mea și la modul tot special pentru mine. Cum e posibil? Doamna cancelară Angela Merkel, acum, de curând, în acest an, având în vedere și situația, trebuie să o recunosc, pentru că ea este foarte afectată, Germania, mă refer, de situația Poloniei, pentru că până la urmă Polonia dă cam 90% din energia electrică din cărbune, 90%, nu 20%, numele lui Dumnezeu. De ori încă în aceste condiții, Germania, care era unul dintre importatorii de cărbune polonez, a rămas fără cărbune și atunci doamna cancelar a dispus ca să se înceapă exploatarea cărbunelui în toată Europa. Și revenind, cum e posibil ca Monica Macovei cu toată echipa aia de europarlamentari pe care i-au ales acest popor să se opună, repet, să se opună deschiderii mineritului în țara la noi? Este singura delegație în toată Uniunea Europeană care s-a opus acestui proiect inițiat, repet, de doamna cancelară Angela Merkel. Eori, în altă ordine de idei, eu cred că există un plan chiar diabolic și o spun cu toată responsabilitatea din exterior către țara noastră și chiar și Uniunea Europeană, pentru că poate nu știu telespectatorii dumneavoastră și vă spune și poate nici dumneavoastră nu știți. Eu, revenind de la situația la nivel mondial, am primit informații că de curând Brexit-ul, de exemplu, în Anglia, este susținut cu aurul României. Noi avem, se pare, că a fost transferat tezaurul de 100 de miliarde de euro aproximativ în aur de la Banca Mondială la Washington, la Londra, pentru numele lui Dumnezeu, când Anglia este a treia țară în lume cu cel mai mult aur după Statele Unite, India. Cum e posibil, repet, deci scuzați-mă mai puțin ca să închei, cum e posibil ca la noi în țară, în toată istoria României, și dacă mai am timp util, am să vă spun și o statistică la care lucrez acum, pentru că am fost și profesor de matematică încă de pe vremea dacilor, și să vedeți că cifrele spun totul. Am înțeles. Domnul Cosma, de ce e nevoie în momentul ăsta ca mineritul să meargă? Cărbune avem, aur avem, cupru avem, de toate avem și totul nu merge. Deci avem nevoie de, eu cred, de o lege a resurselor naturale, care n-a existat niciodată. Eu vreau să spun că am încercat, încă de vremea când eram, repet, în funcțiune la sindicate, o lege a resurselor naturale. Nimeni n-a vrut-o.
În momentul ăsta, la nivelul ministerului, este în dezbatere o lege a minelor. Ați apucat să vă uitați peste ea? Deci, domnule, eu vorbesc de altceva. Legea minelor e una, legea resurselor naturale cuprinde absolut totul. Deci aici, bineînțeles că este inclusă și legea minelor, dar resursele naturale nu sunt numai cele subterane, sunt și apa și pădurile și așa mai departe. Asta m-a mai destăinui un secret pe care l-am primit tot de la Națiunile Unite, de la Geneva. Faptul că se spune că în viitorul îndepărtat, afacerea viitorului va fi pământul, atenție, cu apă potabilă. Deci apa potabilă va ajunge să fie cea mai tare investiție la nivel mondial. E ori, din păcate însă, din păcate și subliniez, la noi în această țară politic, România este condusă de un sistem haotic, absolut haotic și aș putea spune chiar destructibil, ceea ce este destul de grav. Și o spun că în condițiile în care în viitorul apropiat, nu vă ascund că în 2019, în sfârșit, mi-am intrat și în legalitate, sunt și președinte de partid și am candidat la președinția României. Dar dacă am să ajung vreodată președinte României, toți responsabilii care de-a lungul vremii nu au avut o strategie legată de resurse, minerit și toate celelalte lucruri care țin de sănătatea umană, de existența umană, de nivelul de trai. Și să vă mai spun o bombă acum de curând de la Uniunea Europeană, auziți și dumneavoastră. Uniunea Europeană spune așa, 54% din tinerii din România, cum e posibil, trăiesc sub nivelul de sărăcie, din care 73% în mediul rural. Păi despre ce vorbim în toate întâlnirile politice, atât în Parlament, cât și în Guvern, cât și la președinție? O întrebare, despre ce vorbim? O întrebare scurtă, după care... Credeți că se mai poate face ceva pentru mineritul românesc? Indiscutabil, da. Repet, există... Haideți până la urmă și cu... Pentru că toți sunt într-o zonă unde aveți și aur, nu? Să vă spun un lucru teribil. Deci dacă e să vorbim, una de una dintre cele mai valoroase, nu aurul. Deci eu am o statistică acum și am s-o publică de curând, dar probabil la viitoarele, în 2019, la viitoarele alege, unde am plecat de la Dacia. Deci Dacia, Imperiul Roman a furat în 86 de ani 23% din rezervă de aur a Daciei. După aceea au venit turcii, am ajuns la 14%, n-am ajuns încă în situația finală. Am un prieten care e post-consul al Austriei la Bruxelles și l-am rugat să-mi prezintă o statistică și mi-a prezentat, auziți și dumneavoastră, 26% din rezerva de aur a țării noastre a fost exploatată Imperiul Habsburgic. A venit Ceaușescu. Nu mă vine să credeți, Ceaușescu a exploatat pentru poporul lui doar 6%. Păi și nu de mult la Ministerul Economiei a avut o întâlnire cu patronatele din metale rare și prețioase. Și am întrebat, cât aur avem în această țară? Să vedeți ce informații ies pe piață. În jur de 5 miliarde de euro. E o prostie. Noi avem aur de 5 ori mai mult. Eu, cel puțin, pot să vin cu o situație în care, repet, avem, pot demonstra că România, la ora aceasta, are cel puțin 250 de miliarde de euro aur, numai aur. Ca să nu mai spun că sunt substanțe minerale de care nu se vorbesc. A dumneavoastră la Roșia Montană este telur. De ce nu se vorbește telur? Pentru că aurul acolo, cum spun țăranii, a cincea spiță la căruță. Deci sunt patru substanțe minerale utile mult mai valoroase decât aurul. Iar telurul e substanța IT, mai se închină, se pare, în Siberia. Euri. De ce nu se spune adevărul? Și de ce în permanență, repet, oamenii sunt mințiți? Și de ce pun și această întrebare pentru cei care mă ascultă? De ce acest popor... De ce acest popor nu face nimic? O să vă încercăm... Spun, eu merg prin București, mă scuzați, mă rețin. Merg prin București și mă mai întâlnesc cu oamenii pe stradă. Eu am curaj, nu mă duc nici cu bodyguards, nici cu SPP-și, nici cu alții. Merg printre oameni pe București. Și mai întreabă unii alții, ce faceți, domnul Cosma? Și le spun, în plin conștiința, bă, că aveai curată în relația cu voi. A voastră în relația cu mine și cu minerii, nu. Pentru că l-ați crezut pe Toaș și Iliescu, ați crezut toate tâmpenile politice care s-au spus despre un sistem profesional care de-a lungul istoriei a dovedit că a făcut istorie din 29, 77 etc. și după 89 la fel. E ori,
când Națiunile Unite îl recunosc pe liderul minerilor, Miron Cosma, care este singurul numărul unu din lume, în ce țară trăim? Domnule Miron Cosma, vă mulțumesc. Promit să găsim răspunsuri la întrebările pe care le-a spus și vă promit că, dacă sunteți de acord, o să le găsim împreună. Cu mare drag. O seară deosebită. La fel, Doamne ajută, Doamne ajută. Da, sper că... Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Cosma pentru intervenție și în acest timp am avut răgază să mă uit pe procesul verbal de deschidere al, ca să revenim la discuția noastră. După care eu o să vă spun câte tone ați livrat. Facem Ok, dar nu, asta nu văd o problemă. Noi livrăm, avem timp 2 ani de zile să livrăm toată producția la care ne-am angajat. În cazul în care nu se livrează, o să încetăm contractul și să... O să îl vindem alte companii, dispuse să dea prețul de până la urmă. Da, e ok, e ok până la urmă. E și normal să fii interesat și normal să fii interesat pe o societate care produce astăzi, v-am zis, încăpățânându-se să producă astăzi, deși mineritul, așa cum spunea și domnul Cosma și cum spun și alții, nu-l mai avem. Avem doar societate. Revenim la procesul verbal. Avem și mineritul. Dacă îl facem corespunzător. Bineînțeles, da, da. Revenind la procesul verbal, data deschiderii inițială a licitației a fost 13.07.2017. În cuprinsul procesului verbal semnat de către toți participanții, avem și numele participanților la licitație și avem așa, din partea mea, că discutăm despre ei, îl avem pe domnul Wang Yan, Domitescu Răzvan și domnul Gu Wen. Da. Împuterniciți prin procura numărul 10.043 din 7.07.2017. Aceste persoane care au participat la licitație sunt împuternicite prin documentul pe care vi l-am citat. Purtând numărul 1043 pe 7.07.2017. Toți trei? Wang Yan, Dumitrescu Răzvan, și dumneavoastră, de ce ați primit hârtia la o lună după? V-am spus, e o confuzie. Nu, e împuternicirea prezentată de cei care s-au prezentat la etapa a doua a licitației. Păi, tot aceste persoane sunt. Au venit cu alt mandat. Au venit cu alt mandat. Așa cum fiecare companie, la fiecare dată de ținere a licitației, au venit cu un document prin care să arate că au fost împuterniciți de către reprezentanții legali ai societății respective să participe la licitație. Cum la fel de bine puteți să trimite prin poștă. Exact. Să nu participe în sală. Să nu participe nicio persoană. Deci să facem o discuție. Procesul verbal de deschidere a fost în... Mai îmi spuneți o dată. Vă spun și la mai multe. 13.07.2017. Exact. Împuternicirea cu care s-au prezentat cele trei persoane în sală. Și aici vorbim de trei persoane care au stat în sală. Puteau să nu stea, puteau să trimită documentația prin poștă. Poartă numărul 1043 din 7.07.2017. Bun, aveți împuternicirea. O avem la... Acea împuternicire a fost semnată... De cine, știți? Da, știu de câte de cine. De o persoană de care nu avea nicio calitate în acea companie. Trebuie să avem proprietatea cuvintelor și să discutăm pe documente. Toate documentele care emană de la acea societate sunt semnate de către reprezentantul legal al acelei societăți. Ulterior. Nu e adevărat. Aveți în față un document despre care eu nu știu. Documentul care a stat la baza prezenței acelor persoane în sala de licitație. Va trebui să luăm o pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Ai nevoie de bani? Vrei să economisești și să ai acces rapid la economiile tale? CR Parângul vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. CR Parângul oferă posibilitatea de a crea un cont de economii pentru minori. De asemenea, CR Parângul oferă ajutoare nerambursabile în caz de boală sau deces.
vă așteptăm la sediile din Valea Jiului din Petroșani, sediul central vis-a-vis de HP, în spatele Teatrului Dramatic din Petroșani și în cartierul Aeroport. Vă stăm la dispoziție și în orașul Petrila, dar și în municipiul Vulcan. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 0725 573 432 și 0354 100202 sau pe pagina de Facebook Ce are Parângul, soluția eficientă pentru fiecare. Noaptea dintre ani este un moment aparte, așa că te invităm să participi și tu la prima ediție a Revelionului organizată la Rusu Grand Ballroom. Locația este încălzită și izolată termic și are o capacitate de 500 de persoane. Dinu Iancu Sălăjanu, hai lume, dragă, șal meu dor, Robert Târnăveanu, dragostea, dragostea la om când vine, nu... și Victorița Lăcătușu vor fi prezenți pentru a crea o atmosferă de neuitat, iar DJ-ul nostru va întreține dansul până în zori. Vom păși în noul an cu artificii și lasere 3D. Meniul nostru va satisface cele mai pretențioase gusturi. Prețul pentru o persoană este de 275 de lei. Fă-ți acum rezervarea la numărul de telefon 0742 087 221 și haide să petrecem împreună! Hotel Rusu, un revelion la înălțime! Optimed, de 26 de ani, avem grijă de sănătatea ochilor tăi. Doar la Optimed Petroșani ai tot ce îți trebuie pentru a vedea viața cu alți ochi. Măsurători optometrice, ochelari de corecție optică sau ochelari de soare, lentile de contact, de corecție ori cosmetice și multe alte produse medicale. Vino să vezi ce te-am pregătit vara asta. La noi găsești ochelari de soare de la cele mai cunoscute branduri la prețuri competitive. Ne găsiți în Petroșani, în centrul civic, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 67. Pentru programări și consultații ne puteți contacta la numerele de telefon afișate pe ecran. Doamnelor și domnilor, am revenit după scurta pauză publicitară. V-am întrerupt, din păcate, o să vă rog să reluați ideea mandatelor. Deci am stabilit că mandatul... Ideea era următoarea. Licitația a fost deschisă în data de 13.07.2017. Mandatul pe care l-au prezentat reprezentanții Melion Resources Holding Ltd. Datează din data de 7.07.2017. Bun. Documentul pe care dumneavoastră l-aveți în față e de la altă etapă, de la o etapă a bun, dar dacă primul mandat și a fost în ordine... vreau să vă citesc ceva, dacă îmi permiteți, da. La sfârșitul procesului verbal, am spus și repet, proces verbal semnat de către toți participanții la licitație și de către comisia de licitație, spune următoarele. Toate documentele prezentate de către ofertanți au fost puse la dispoziția acestora la cerere.
Dacă cineva ar fi observat că un document nu-i conform, de cu siguranță s-a fi sesizat. Și au fost așa, documente pe care ei le-au considerat neconforme și le-au sesizat. Auziți, eu vreau să vă întreb ceva. Da. Deci, dacă primul mandat a fost în ordine, da? Da. De ce dumneavoastră, ca și compania, simțiți nevoia pe, să aduceți atunci, în 11 august, când a venit după o lună, un mandat în care spune de acel Dumitrescu exact așa: este reprezentant unic inclusiv la deschiderea ofertei. Nu știu despre ce vorbiți. Despre mandatul domnului Dumitrescu. Dacă în documentul din 11 august, cel pe care vi l-am arătat, da, scrie pe el, este reprezentant unic inclusiv la deschiderea ofertei. Da, probabil că în 11 august, în condițiile în care deschiderea ofertei a fost în 13 iunie. În 13 iunie. Revin. Ca să înțeleagă corect, în 13 a fost prima etapă de deschidere a ofertelor. Da. Au mai urmat încă două. Despre ceea ce vorbiți dumneavoastră, domnul Dumitrescu, cu siguranță a fost reprezentat în sală. Din 11, mandatul care a venit la dumneavoastră peste o lună, era pentru 11. Inclusiv făcea referire la prima deschidere a ofertei. Probabil că au reluat. Nu văd o problemă aici. Au reluat din vechiul mandat. Ce problemă să fie? Și chiar nu văd nicio problemă și nu putem discutăm aici despre ce. Nu, să găsim, să găsim, să găsim anumite chichițe avocățești ca să respingem o ofertă. Nu există așa ceva. Nu. Din punctul nostru de vedere, să așa ceva nu există. Încerc să chichițe prin care să demonstrez faptul că totuși am eu vaga impresie că ați favorizat firma respectivă. Dar e bine că ziariștii au astfel de impresii, pentru că ne face pe noi să fim mai profesioniști. Auzi, mi s-a părut dubios ca ziarist, ținând cont de faptul că, vă spun exact, mi s-a părut dubios faptul că un șmecher din cartierul chinezesc, din București, a ajuns să cumpere cupru de la Cupru Min. Asta mi s-a părut o șmecherie. Hai să facem diferența între un reprezentant. Cu toate supărarea. Deci dumneavoastră ați verificat ce cu un individu. Să facem diferența între o persoană împuternicită și o companie, până la urmă, recunoscută la nivel mondial. Merdion, discutăm despre un guvern mediu. Unul dintre cele mai mari operatori globali. Compania mamă. Da. Dacă ei deci și-au noi nu vedem în România. Facem export direct, da? Dumneavoastră știți că Merlion în momentul ăsta n-are cui să dea marfa? O procesează ei atunci. Nu, vă întreb. Știți? Nu știu dacă... Deci, din câte știu eu, această firmă cumpără 1.000.000 de tone pe an. Păi da, dar poate cumpără și din alte părți. Păi, bineînțeles. Sunteți una din ramurile de unde duc ei. Nu știu dacă, dar știți că nu au. Nu știu dacă, știați, dar din piața mondială de cupru. Nu cunosc. N-are rost să vă spun. Eu am pe piața mondială sunt 297 de operatori cunoscuți. Sunt convins. Știți pe ce loc e cupru minul? Nu, de producători. Vorbesc de producători. Știți pe ce loc e cupru minul din 297 și 300 de firme? În lume. Pe locul 105. Felicitări. Deci pentru asta proprietarii, adică România, trebuie să fie mândri. Sunt convins. Haideți să vă mai spun. Tocmai pentru asta dumneavoastră trebuie să vă dați tot interesul. Haideți să vă mai spun una interesantă. O luptă de PR și o luptă de imagine, cât de buni suntem și cât de multe favoruri facem. Aici nu eu, nu colegul, un dat să ne toată echipa a luptat pentru chestiunea asta. Și nu de acum, ci de o bună perioadă de timp. Haideți să vă mai spun una interesantă. Cariera Roșia Poieni și rog, trebuie să nu se facă confuzia cu Roșia Montal.
de dezvoltare, vorbesc din ca tehnică minieră. Bun, ca tehnică minieră. V-am spus, am discutat cu niște oameni care mi-au explicat că de fapt lucrurile nu sunt chiar cum ar trebui să fie acolo. Și dumneavoastră, pentru a vă scoate indicii, revin din nou la întrebarea în care v-am întrebat ce aveți de câștigat dacă dumneavoastră faceți lucrul ăsta bine și dacă vă îndepliniți indicii, acei indici pe care guvernul, pe care, mă rog, ministerul vi dă. Dumneavoastră ar trebui să știe oamenii, câștigați niște bonusuri financiare care ajung și la 5-6 mii de euro. La 3 luni se întâmplă lucrul ăsta, corect? Bun. Acum, dumneavoastră, ce ați făcut? Ați folosit rețeaua aceea de minereu. Dumneavoastră nu v-ați mai dus să lărgiți un pic marginile. Nu v-ați adâncit. Rog pe colegii de regie să mai prezinte o a doua poză cu cariera. Ați venit dotat. Am fost inspirat, dacă vreți. În care să... exact lucrările de deschidere, care sunt lucrări de investiții foarte importante, tocmai pentru lărgirea carierei. Uite, asta este o poză în care se vede dealul meciului, se vede care pe a parte, rămas pe o parte. Specialiștii acolo pe realitate. Nu se ia totul dar atunci ceva ne contradice. Ăsta an la rând, an de zile a rămas în urmă. Și acum ne-a luptat să-l aducem la realitate. Noi știm. Și mai mergem cel puțin din cât am discutat cu specialiștii, v-am spus, nu sunt de la dumneavoastră, că suprafața pe care ne-o arătați dumneavoastră în poza respectivă este foarte săracă în concentrat. Nu, stai aici, intrăm în... am aici, uitați. Intrăm într-un joc de... Dar nu cred că nu ne ajunge timpul emisiunii ca să povestim tot ce înseamnă că te-ai încă minere. Eu vă spun că acum am sărit de la una la alta, de la contract la... la mina în sine, de la... dar vă spun aspecte pe care le-am discutat cu specialiști. Noi vorbim de o exploatare de suprafață. Nu o să formulez termeni tehnici cu care dumneavoastră sunteți obișnuit. Eu dialoghez pe niște termeni pe înțelesul tuturor. Pe înțelesul tuturor, unde cantitatea de concentrat respectiv de cupru, adică partea puternică a cuprului, este cum cobori în adâncime, da? Cum merge în adâncime. Nu neapărat. Deci corpul de zăcământ... Studiile făcute la Roșia Poeni așa arată, da? Este un, hai să spunem, un cilindru vertical, ca să nu intrăm în... Un cilindru vertical, cu cât intrăm mai adânc în el, cu atâta cantitatea de cupru este mai mare, sau mai bună. Nu, ar fi bine să fie mai așa, nu e așa. Deci, așa spun studiile și aici nu spun... Corpul ăsta de zăcământ a fost acoperit de niște deal. Dealul cu următura ruginii smelciului, așa, care au venit și ca o căciulă au acoperit corpul de zăcământ. Ca să ajungi la corpul de zăcământ, trebuie să îndepărtezi, pentru început, partea absolut necuprinzătoare de minereu, adică partea sterilă, dar în așa fel încât să poți, după aceea, treaptă cu treaptă, să pătrunzi în minereu în adâncime. Deci, Se întâmplă, dumneavoastră, respectați toate lucrurile astea. Păi, dar noi executăm un proiect. Auziți? Noi executăm un proiect. Asta probabil o spuneți și la București. V-am zis, nu aș vrea să mi-o interpretați, dar de fiecare dată când schimbăm, am încurcat un pic foile, de fiecare dată când schimbăm câte un ministru, dumneavoastră aveți câte un plan. Asta e unul din lucrurile care mă deranjează. Nu, tot ce pot să vă spun... De fiecare dată când a fost FIFOR ministru, ați avut un alt proiect. Acum ați avut o viziune mult mai largă, să știți. Deci proiectul tehnic este unul și pe 20 de ani. Nu discutăm de proiectul tehnic, vorbim de proiectul de dezvoltare. Și ce e rău în faptul că suntem singurii care am... solicitat guvernul prin toți ministrii de economie de reluarea metalurgiei în România. Din proiectul tehnic am vrut să vă spun doar că pentru realizarea acelui indicator despre care vorbim,
Cariera exploatată, cariera este exploatată necorespunzător din punct de vedere al unor specialiști, nu al meu, pentru că nu sunt specialist. Acum, ce vreau să vă spun este că dacă la 3 luni se schimbă ministrul, dumneavoastră la 3 luni o să aveți altă viziune. Pentru că o să aveți. M-a lăsat să vă da, termin. Uitați, a fost ministru Vifor, FIFOR, eu ce să înțeleg logica până la urmă. Dar nici nu înțeleg care da, e. Da, vă explic imediat. Ministrul Economiei promite reluarea activității metalurgice la Bravo, Sladna. Perfect. Bun. Bravo. Un lucru deosebit. Asta a fost... Dar de ce? Credeți că e interesul cu Prumina asta? Nu, ascultați. Deloc. Mă rog. Interesul statului. Sunt niște povești, asta mă deranjează. Că sunt niște povești. Unu, asta a fost în, nu mai știu în ce lună a fost, bun, dumneavoastră veniți acum, după ce a început scandalul cu acest contract și îmi spuneți că profitul cu Prumin va crește de 5 ori anul acesta, compania va investi 14 milioane de euro, bun, și mai este unul care vi l-am dat dumneavoastră, cu Prumin... S.A. a vrut investiții de 65 de milioane de lei în 2018. Două treimi din bani sunt, atenție, destinate mediului. Corect. Domnul director, corect. Scurt vă întreb. Trăim cu ochii pe lege? Să nu credeți. Nu vorbesc de lege, vorbesc de păi faptul că... Respectarea legilor mediului este tot lege. Și noi, cum suntem niște papagali, luăm de bună tot timpul ce ne spune dumneavoastră și apar articole din astea în presă. De genul ăsta, un vis frumos, nu știu dacă e realizabil, nu sunt specialist în domeniu, dar aș putea crede că încă e un vis. Ministrul Economiei, deci nu eu ziarist, Ministrul Economiei venea și spunea acum 3 luni că vor relua activități la Sladna. Dumneavoastră veniți și spuneți că profitul crește de 5 ori. Dumneavoastră mai aveți 3 luni. Și riscați să fiți cu activitatea oprită. Tocmai pentru că nu s-au făcut aceste investiții în zona mediului. Și dumneavoastră o să pierdeți autorizația de mediu, da? Noi avem niște angajamente, într-adevăr, pe termen cu mediu. Avem niște angajamente pe care ar vrea să le discutăm și alea mi le-am notat pe aici. Pe cel mai grabnic este în finalul anului viitor. Se întâmplă. Cel mai grabnic. Și în câteva luni, zboară timpul. Dacă se mai schimbă trei ministri, o să uitați. Finalul anului viitor, dar la care încercăm să lucrăm. Nu este vina dumneavoastră că se schimbă ministri. Haideți să vă spun. Eu sunt un, în momentul de față, sunt un analist, să zicem. Deși nu sunt departe de a fi, dar văd în trei vizite ministeriale diferite, trei articole de presă diferite. Asta e problema. Trei viziuni diferite. E o problemă de politică până la urmă a guvernului și a ministrului respectiv. Noi suntem o societate comercială. Păi da, dumneavoastră, când a venit ministrul ăsta, nu o să-i spuneți, da, șeful, noi suntem buni. Să-l tragem de mânecuță, să-i spuneți. Avem o scrisoare de așteptări la care trebuie să răspundem. Suntem o societate comercială care avem niște planuri și pe care noi încercăm să le ducem la îndeplinire. Ceea ce spun miniștri, ce se întâmplă? Dumneavoastră aveți în momentul ăsta, până la urmă, problema noastră a societății comerciale. Aveți un plan greșit de mediu. De ce? Greșit ați ce investit aproape 2 milioane de dolari pentru o lucrare de separare la apelor neutre. N-am cheltuit acești bani pentru încă. Asta. Haideți să vă spun. Haideți să vă spun care... Nu, dar nu atât, nu-i suma asta, vedeți-vă de treabă. Exagerat. Nu, pentru atâta aveți voie, să zicem. Stați să ne înțelegem. Sigur că noi lucrăm pe un plan de investiții aprobat prin hotărâre de guvern și super controlat de către CEA, de către Consiliul de Administrație. Dar, exact la poziția aceasta pe care ați menționat cu separarea apelor neutre, care este o chestie de interes pentru noi, am făcut cu proiectantul general, am făcut proiectul, am lăsat licitația, am ținut licitația. Ați dat o licitație a lucrarea? Și nu putem merge mai departe pe moment, fiindcă Consiliul de Țean, pe bună dreptate să spunem, nu ne acordă autorizația de construire, fiindcă nu recunoaște
decretul de expropiere pe care funcționează cu România. Ca să rezolvăm chestiunile, și aici te rog să mă ajuți, păi și la, la CF-urile alea pe care le solicită, dacă avem rezolvați... probleme cu vecinătățile. Da, la anul, pe vremea asta, dacă nu rezolvăm... Păi da, dacă nu rezolvăm câteva... În două săptămâni e problemă, într-adevăr. Păi și atunci... Fiindcă nu o să mai putem închide anul viitor în iarnă. Presă, că noi, în loc să spunem, să ieșim să spunem, să vă... Nu, e o problemă, e o problemă, la urmă, e o problemă de PR, dar nu e o problemă de PR a societății cu Plumin. Nici de cum. Nu sunt, nu sunt declarații cu Plumin. Aveți în față o declarație, nu știu de la cine, dar nu nici de cum a cu Pluminului. A cui este? E un articol din ce văd eu din... Nu e o declarație, nu, e o declarație, e o declarație a Ministrului Economiei după întâlnirea cu Comisia Conducerii cu Plumin. Sunt concluzii luate de către domnul ministru până la urmă. Domnul ministru, de la întâlnirea cu dumneavoastră, mă scuzați. Da, da, e vorba de niște chestiuni macro până la urmă. Noi aici vorbim despre niște chestiuni. Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu dăm înainte. Nu vorbim prostii aici. Vorbim aici. Noi nu suntem... Nu suntem o societate care să împrobodim un ministru, să fie foarte clar. Noi suntem o societate care exploatăm un zăcământ la Roșia Poieni, suntem o societate care până la urmă dăm de lucru unor oameni acolo și suntem o societate responsabilă care își face treaba. Și care aduce profit statului. Profit statului român. Asta e menirea noastră până la urmă. Să facem o activitate economică din care statul român, adică proprietarul, să-și tragă profit. Nu vreau să vă contrazic, că știți că o să vă pot contrazice, dar... Eu știu, dar și noi putem să venim cu argumente care să spună că... Nu sunt. Contradicția dumneavoastră nu sunt, nu sunt în regulă. Credeți-mă că văd lucrurile astea în presă și... E problema presă, v-am spus, nu sunt comunicate ale cu Plumin, cu Plumin nici măcar nu are... Nu sunt comunicate, mai are, grav, sunt ale ministerului. Nu are oameni de PR, cu Plumin nu are companie care să facă lobby pentru ea, cu Plumin este societatea statului român care își face treaba și care până la urmă demonstrează că își face treaba. Pe ceea ce primește din teritoriu. Bun, nu vreau să... Nu, dar v-am zis, e o problemă, nu discutăm răschit, nici de politică. Nu că ne certăm nici de cum, nici de cum. Vorbim în contradictorii până la urmă și... Mi-ați înțeles ideea. Deci, noi suntem astăzi aici să demonstrăm că o societate comercială a statului român, și aici nu vorbim despre cine e ministru, cine nu e ministru, cine e la guvernare, cine nu e la guvernare, își face treaba. Că are probleme serioase, sunt probleme moștenite, sunt probleme pe care noi încercăm să le rezolvăm și cu siguranță că în mandatul actual se vor rezolva și aceste probleme. Suntem cu ele pe masă. Sunt convins că facem tot posibilul să le rezolvăm. Dar în 3 ani nu s-au rezolvat. De ce s-a rezolvat într-un an de zile? În 3 ani nu s-a mișcat un deget. Acum s-a mișcat un deget pentru că în primăvară a fost incidentul respectiv. Și nici acolo nu se știe de fapt de unde a plecat, pentru că acea sondă inversă pare să fi fost o poveste. Nu. Ia, discutăm și fabulăm aici. Să nu fabulăm, fiindcă din momentul de care incidentului. Dar de acolo pe tot parcursul de până acum, tot parcursul au fost toate autoritățile posibile în România să vadă și să tragă concluzii. Domnul plus experți. Domnul director, dacă autoritățile astea care au fost acolo au priceput cât am priceput eu de a trebui să-mi notez, și credeți-mă că nu sunt foarte... doxe nici autoritățile astea. Deci toată lumea a înțeles că acolo există o lucrare veche de peste 30 de ani, da? Care la un moment dat, și nu vreau să dau vina, Doamne, pe moștenirea trecutului și așa mai departe, nu. Dar care la vremea respectivă, acum 30 de ani, a fost prost închisă și a cedat după 30 de dacă ani. Anul viitor, nu putea fi controlată. Sunteți de acord cu mine că dacă anul viitor nu rezolvați problema dumneavoastră ca societate comercială, nu mai puteți funcționa? Ce? Chestiunea aia ne întâlnim. Sunteți sau nu sunteți de acord cu mine? Ne întâlnim înainte de Crăciun și o să vedeți că e rezolvată. Sau nu, dacă nu se închide acum lucrarea aia, eu auziți, eu când s-a schimbat fluxul tehnologic la Cuprumin? Domnule, aduceți-mă acasă că n-am înțeles. Fluxul, când s-a schimbat fluxul tehnologic, am zis, da? În care
apele acide au fost deversate direct, adică aici ape acide, mă refer la acea pirită, acel rezultat din concentrat pirită. Cred că trebuie să veniți și să stați cu mine așa vreo săptămână, două, să ne punem la punct cu niște chestiuni de genul ăsta, să facem niște întrebări, să lucruri pe care dumneavoastră le vorbiți. Fiindcă așa le mestecați că nici nu mai știu să răspund. Din niște proiecte. Nu, eu mă refer la ceea ce se devarsă acum în iazul ăla. Da? Vorbim de ecologizarea iazului respectiv. Deci, vreau să spun că noi avem un control absolut riguros asupra apelor care stați că vă spun de ce vă întreb lucrurile. Care pleacă din Iaz către avalul Arieșului. Noi nu ne putem permite să ne jucăm. Nu, tocmai că dumneavoastră nu vă jucați. Țineți sub control, dar totodată țineți într-un... Numai un pic, vă spun eu de ce v-am întrebat. Cum e atâta timp cât serim de la una la alta și nu avem argumente vis-a-vis de supozițiile pe care le punem nu, aici nu, pe masă. Nu, încerc să aflu, nu vorbesc supoziții. N-are rost discuția asta. Trebuie să stăm noi ca și reprezentanța unei societăți care funcționează bine. Bun, și noi ca și ziariști, okay, să mergem să facem vizite în teren, da, să vedem despre ce vorba, să ne documentăm. Bun, și după aceea să venim în față. Eu vă spun de ce vroiam să-l întreb pe domnul director, dar dacă nu vorbesc după supoziții, dar sunt atâtea articole încât prezentați... Dar sunt problema celor care scriu, nici nu încât cum prezentați nu lucrurile atât de frumos... Nu, eu revin și vă rog. În echipa puteți să-i lăs și pe ei. Eu personal nu eu revin și spun pentru telespectator, dar nu sunt personal, comunicate de presă ale cu promins. Sunt articole de presă, pur și simplu. Nu le putem controla noi. Sunt articole de presă luate din comunicatul de presă al Ministerului Economiei, care, să zicem între ghilimele, a tras concluzia din ceea ce a spus dumneavoastră, ca reprezentanța ai companiei cu Cuprumit. Deci, sărind peste toate etapele astea, sunt exact viziunile dumneavoastră. Exact viziunile dumneavoastră. Mă înțelegeți? Care, mă repet, s-a schimbat la 3 luni după cum s-a schimbat... Un ziarist poate să știe despre ce e vorba sau după poate cum să nu s-a schimbat ceva, pentru că e o industrie specifică și nu e o industrie pe care să înțeleagă oricine. Uite că am găsit, îmi cer scuze. Aproape 2/3 din investiții de peste 65 de milioane de lei ale companiei din 2018 se concentrează în mediu, cu principalul obiectiv fiind finalizarea instalației de neutralizare a apelor acide. Ce înseamnă asta? Să o luăm pe rând și notez să nu mai pierd. Neutralizarea apelor acide. Am să încerc să o iau așa de la Ana, să vedem dacă reușesc. Aici vroiam să ajung, dar atâta domnul Cristi este specialist în PR și făcând lobby pentru conducerea companiei, mă văd nevoit să mă bâlbâi în fața dânsului. Da, nici de cum. Nu sunt nici special și de PR și mai nu fac greu nici lobby conducerii, fac lobby unei activități a da, societății. Da, vedeți, argumente. Deci eu merg pe companiei. Argumente. Deci eu nu discut de conducerea companiei. Aici discut de activitatea unei societăți și activitatea unor oameni care muncesc acolo pentru a-și câștiga până la urmă pâinea. Nu cred că domnul ministru vorbea de la el citire lucrurile. A, nici de cum. Au fost niște rapoarte prezentate. Cred că nici Cristi Miculescu nu, sau cum nu, îl nu, cheamă nu. Pe... Sunt rapoarte de companie, dar sunt rapoarte reale până la urmă. Investițiile preconizate pentru 2018 normal să fie concentrate pe mediu, pentru că e o problemă de mediu și o recunoaștem cu toții. Sunt probleme istorice care statul comunist nu le-a avut în vedere. Noi trebuie acum să le suportăm și să le rezolvăm până la urmă, ca să putem să continuăm activitatea. Să revenim la instalația de neutralizare a apelor acide. De fapt, sunt generate de niște bacterii. Ați auzit de leșierea bacteriană? Pe scurt. Ok. Vă spun că în lume sunt foarte mulți care plătesc bani grei pentru cultura de bacterii de tipul ăsta. Teobacillus, nu știu cum se numesc, care... Apele acide, eu știu că sunt formate din... Care papă sulf și liberează aceste componente metalice care creează aciditate în amestec cu apă. Noi ne-am pricopsit cu ele. Dumneavoastră mai aveți acolo și acea pirită care se scurge în iazul de decantare. Știți de ea, nu? Pirita din ce e formată? Hai să te înțelegi. Pirita este, de fapt, o combinație de fier și sulf.
Exact. Și această bacterie papă sulful. Și rămâne fier. Dacă de dumneavoastră fapt deversați acea pirită în iazul de decantare... Nu. Hai, cum asta să se întâmplă nu de 20 de ani. Apele de acide vin de pe hal, de pe hălz. Am înțeles. Se scurg apele de pe hălz și se adun și se concentrează în ape acide. Bun. Și noi acelea le vom neutraliza. Și acum le neutralizăm, dar printr un procedeu mult mai scump. Bun. Deci în iazul de decantare avem o porție controlată de cu apele acide. În rest, iazul este bazic. Deci nu e nepericulos. Nu ne putem permite ca din porțiunea bazică, de unde sondele inversă recuperează apă curată și o deversează în aici, să aibă un pH mai sub cel admisibil. Am înțeles. Gata de mediu e cu ochii bănuiți. Care e diferența? Noi raportăm gărzii de mediu. Care e diferența dintre acea neutralizare de ape acide și sistemul de separare de ape neutre de ape acide? Deci la un moment dat pe niște versanți, da? Da. Există niște pâraie, niște pâriașe naturale, cu alghe naturală, da? Care sunt izvoare naturale de ape care, precum știm din obișnuință, ele se scurg către aval, da? Pâriașele astea colectează și alte mici afluenți care vin cu apă acidă. Este rentabilă această separare pentru dumneavoastră în momentul de față? Pentru noi separarea? Da. Nu este rentabilă. Dar noi facem în așa fel încât... Ați fost pe site-ul firmei. Apele neutre, apele aceste neutre, curate, dacă vreți, trebuie să dirijăm direct către deșeurile. Bun. Să le salvăm. Am înțeles. Dumneavoastră ați fost pe site-ul firmei o lucrare de separare a apelor. Da, e un proiect de și proiectat. Și nu veți mai general continua în paralel să vorbim de neutralizare a apelor. Deci astea sunt două lucruri. De asta aveam întrebat, diferite, dar două lucruri diferite care una bate pe cealaltă sau nu știu nu, ce nu, se nu întâmplă. Întâi neutralizezi, întâi separi apele curate și pe urmă te ocupi să centralizezi și să neutralizezi apele acide. Și când veți trece la neutralizarea apelor acide? Deci, dacă reușim să obținem autorizația de construire foarte repede, în 80 luni de zile, noi finalizăm partea aceasta de separare a apelor neutre, deci canalizarea, de fapt, a apelor tot curate acest... și trecem la proiectul neutralizare. De neutralizare urma de valorificarea superioară a minereului prin recuperarea metalelor rare precum molibdenul. E, aici nu, am eu întrebare... Nu de aici se valorifică molibdenul. Nu, probabil că e o confuzie. Eu vă spun ce scrie pe site-ul Ministerului Economiei, da? Așa. Deci domnul ministru le-a umplat. Nu știu dacă domnul ministru a făcut chestia aceea. Poate să nu cred. Am vrut să vă întreb, dar totuși intenționați să recuperați molibdenul. Sigur. Dar sigur, aveți... dar este o chestie de preparare. Nu este treabă de mediu, nu este treabă de... Da, e deci paralel, domnia sa povestește ce frumos va evolua cu prumul. Noi am mai făcut niște încercări. Bun, dar prin aveți... reflotare ca să obținem aveți... și molibden, nu? Aveți ceva analize? Adică sigur știți că ce da cantitate de molibden e acolo? Cum să nu știm? Noi știm tot ce este... Ne puteți spune și nouă ce cantitate de molibden e? Nu, că nu știu momentul ăsta să vă spun și nu, să vă spun, dar vă spun o minunăție. V-aș spune eu, nici ca cifre, nu știu, dar știu că este o cantitate mică și nerentabilă pentru cupru min și o să vă rog să ținem discuția asta înainte. Vreau să schimbăm scurt subiectul, deci erau argumente, domnul Cristi, spunea că nu vorbesc cu argumente, erau argumente și sunt argumente toate astea. Nu, este un comunicat, ideea mea, nu, acolo este sunt, un comunicat al Ministerului Economiei. Aveți în față un comunicat al Ministerului Economiei. Știți foarte bine că ăsta n-a în urma unei discuții cu conducerea societății cu Plumin. Știți foarte bine că un comunicat de presă
vine și comprimă până la urmă niște informații care au fost discutate acolo și niște... Ideea nu e asta. Dar vin vorbi de un raport și o discuție de câteva ore, că, niște cum de am avut o condensare a informației. Am avut dreptate. Nu asta e. Cu toți ideea. Avem dreptate până la urmă. Ideea și... este ca să, că aș vrea și aș vrea din tot sufletul, domnul director, să mă înțelegeți încă o dată, vă spun, nu am treabă eu cu dumneavoastră ca persoană. Eu am treabă cu societatea cu Plumin. Da, vă spun sincer. Cu toți avem societatea cu Plumin să o facem să meargă mai bine. Să o facem decât... să meargă mai exact, bine. Exact. Asta este. Asta e menirea noastră acolo. Se întâmplă un fenomen. Se întâmplă un fenomen, domnilor, pe care acum la finalul emisiunii aș vrea să-l discutăm pe șleau. Okay. Dumneavoastră sunteți un grup de 5 domn directori cu experiență, sunt convins că altfel nu ajungeați acolo, nu o să conteze niciodată lucrul ăsta. 6 cu domnul director general, da. Mă rog, dar este reprezentat de domnul Cristian. Okay. Care aveți niște indicatori pe care, la urma urmei, trebuie să-i respectați. Nu contează cum, sunteți de acord cu mine, dar trebuie să-i respectați. Dumneavoastră, la 2, 3, 4, 5 luni, mergeți la București sau de fiecare dată când aveți ghinionul de a vi se schimba ministru politic, dumneavoastră mergeți la București și spune: șeful, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, vom face aia, vom face aia, vom face aia. Ei dau un comunicat de presă, totul iasă perfect, dar lucrurile nu stau deloc așa. Și nu stau deloc așa pentru că dumneavoastră vă atingeți. Ăla e rolul dumneavoastră și îl înțelegem și noi, îl înțeleg și muncitorii, îl înțeleg și telespectatorii, că ăsta este rolul dumneavoastră de acel angajat, acel director care sunteți. Rolul dumneavoastră ca om ar trebui să fie altul, să lăsați supărării acei indicatori și să facem ca lucrurile să meargă bine fără indicatori, fără a da rapoarte la București ca pe vremea comunismului. Eu n-am prins-o, dar sunt convins că dumneavoastră ați prins-o, în care lucrurile erau clare și frumoase, pentru că eu din ce văd din exterior, la cuplu min lucrurile sunt clare și frumoase. Dar totodată aud voci care, dacă lucrurile ar fi clare și frumoase, să nu discutăm aici de invidie, că nu-i vorba de invidie, spun că cariera a fost tratată, a fost decopertată necorespunzător. De ce? Pentru a face economia aia, mă rog, aici să scoată de nu știu unde, să bage nu știu unde, să fac aia, să fac aia. Se fac lucruri la nivel de utilaje. Nu se repară când trebuie utilajele. Nu se ecologizează. Deci, hai să ne oprim la primul punct, ca să le luăm pe rând, să nu da, le... Nu o să mai avem timp. Eu vreau să vă fac în mare un scenariu. E adevărat, cariera a întârziat cu partea de deschidere. Deci, deci fost, până la urmă îmi dați dreptate... Nu, asta s-a întâmplat. Rolul meu este să le aduc să le rupă picioare. Mă credeți că eu sunt... Vă spun cum. Nu, lăsați-mă să rămânem tot la aia. Eu sunt un pic încet la minte... vis-a-vis de aceste aspecte. Când specialiști în minerit îmi spun, și specialiști în minerit, nu vreau să contez calitatea dumneavoastră de specialist în minerit, dar oameni cu performanță în minerit mi-au spus: domne, degeaba decopertează acum la suprafață când ei trebuie să scoată calitate. Nu există degeaba. Ba da, pentru că dumneavoastră în momentul ăsta trebuie să scoateți calitate, trebuie să scoateți un anumit concentrat din minereu sau un anumit minereu din concentrat, da, nu știu cum scoateți dumneavoastră. Haideți totuși. Da, haideți totuși și povestim pe teren, povestim nu, dar, pe hărți, povestim pe plan, să vedeți că lucrurile sunt chiar așa. Să știți că am vrut să pregătesc astăzi exact pe teren și le-am spus colegilor, dar n-am mai avut timp fizic, exact declarația domnului director Kindriș, când a pușcat în duminica respectivă la cuplu min de ziua minerului, care nu bate deloc nici cu ce a fost atunci, nici cu ce este acum. Din păcate, o am înregistrat. Chiar n-am înregistrat. Oricum, eu am organizat împușcarea aia, nu Kindriș, să mai fac o emisiune ca să lămurim. Povestea de acea decopertare, nu mă refeream la... care a fost foarte spectaculoasă pentru noi toți. Eu am preluat un proiect...
pentru proiectul anului ăsta. Promite să veniți și vinerea viitoare? Ca să încheiem subiectul cu promisă, nu ne... Asta pe weekendurile. Deci, 600.000 de tone am avut într-un program pe care l-am preluat din MERS. Și promit că până la sfârșitul anului voi face cu 10% peste. Vorbesc de deschidere investiții. Dar cum? Că nu puteți fi. Cum să nu? Dacă te organizezi, poți. Dacă îți ocupi timpul de lucru suficient de bine, poți. Ce vă trebuie acolo, la capacitate, care să lucreze la toate capacitățile? Au rămas multe subiecte pe care nu le-am discutat. Mai avem multe de povestit. Anul viitor, acum, deci am avut plan 600.000 și fac 675.000 în investiții. Anul viitor mi-am programat 1.000.000, tocmai ca să recuperez acele întârzieri istorice. Cariera perfect, să fie deschisă tehnic. Dar sunt programări pe hârtie. Nu sunt realizabile. Cum mai telespectatorii trebuie să rămână cu ideea. Programarea era 600, realizabile 675. Vorbim în societatea cu Plumin să face profit, în societatea cu Plumin să muncește și să încăpățânează unica societate, și pot să spun lucrul ăsta, a statului român, care se încăpățânează să facă profit, să dea cupru și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci cu asta trebuie să rămână telespectatorii până la urmă. Dar dumneavoastră, în minte. Acolo nu se întâmplă lucruri împotriva legii, acolo nu se întâmplă fără de legi, acolo pur și simplu se muncește. Nu, acolo se fac în interesul societății și a statului român ca și patron. Planuri tacite, nu de dumneavoastră. Acolo sunt planuri tacite și vă spun clar și cred că în premieră și oricum nu contează premiera noastră. Eu vă spun că va trebui să continuăm cu discuțiile astea. Soluția pe care oamenii ăștia au pentru ca telespectatorul să-și facă o idee corectă față de ce acolo. Nu consilierul directorului general sau nu directorul general, să facem precizarea, să nu creadă cineva că îi acuzăm. Deci cineva de la vârful acelor instituții, cei care dau aceste comunicate, ministere, parlamentari, oameni politici, ce-or fi până la urmă noi suntem niște profesioniști care suntem trimiși acolo să ne facem treaba. Ceea ce face. Niște cum nu avem cunoștințe de alte. Dar de ce se vrea îngenunchierea acestei societăți? Asta mă întreb. Uite, noi promitem că nu lăsăm să fie îngenunchiat. Ar vrea să vă întreb și o ducem înainte. Au rămas datori cu o singură chestie. Ne fac o lege și trebuie să ne taie. Două. Este pe locul 2 în Europa ca și dimensiunea această carieră. Deci e o mândrie a României. Spuneți-mi și a mea personală. Dați-mi și mie exemple din alte domenii în care suntem pe locul 2 în Europa. În momentul ăsta nu mai suntem. No. Tocmai de asta vor să o poate am jucat finala la campionatul european de fotbal, nu știu eu. Tocmai de asta vor să o îngenuncheze și dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine. Așa cum până acum s-au încăpățânat să o țină, o seară deosebită. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine.